Deputatul coordonează Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, iar acum este și vicepreședinte al UNPR la nivel național. Funcția de președinte al Departamentului IMM-urilor la nivel național, așa cum am menționat, care este echivalentă cu funcția de vicepreședinte la nivel național în baza statutului partidului UNPR. Unii sunt vicepreședinți fără alte responsabilități și ceilalți probabil că sunt în jur de 15 vicepreședinți. Cât privește atribuirea unei funcții la nivelul organizației județene Gorjea UNPR, Morica a declarat că nu a cerut nicio funcție, însă dacă îi se va cere acest lucru, nu se va da înapoi. Dacă va fi numit în locul actualului președinte Marius Vlaicu, Morica va evalua toți membrii partidului și va decide cine rămâne și cine pleacă. Dacă ajung până la urmă că nu pot să nu fiu om de echipă, îi voi păstra pe cei care sunt în marea lor majoritate. După o evaluare, ca să mă conving, eu nu merg cu idei preconcepute, cu privire la modul în care se implică în consolidarea și dezvoltarea partidului. Membrii organizației UNPR de la Gorj îl așteaptă în acest sfârșit de săptămână pe Gabriel Oprea, președintele partidului. În urma acestei vizite, multe lucruri s-ar putea schimba, inclusiv în ceea ce privește ocupantul funcției de președinte al filialei. Cu toții se așteaptă la schimbarea lui Marius Vlaicu din funcția de președinte și înlocuirea sa cu Dan Ilie Morega.